Salut, eu sunt Ștefan de la Smart Home System și astăzi voi prezenta cum se cablează sistemul KNX. La început, sistemul KNX a fost gândit pentru controlul și monitorizarea clădirilor mari, iar din această cauză, topologia sistemului are o structură bine definită, bazată pe considerente de siguranță și de eficiență. Așadar, pentru a înțelege mai bine modul în care se proiectează cablarea sistemului KNX, vom analiza mai multe situații. Prima situație are în centru un proiect de mici dimensiuni, precum un apartament sau o casă. Pe o linie de comunicație putem adăuga mai nou 256 de echipamente, fără repetoare, singura condiție fiind cea fizică și anume sursa să fie capabilă să alimenteze toate aceste dispozitive la o tensiune de minim 21 de volți curent continuu. Asta înseamnă că trebuie să dimensionăm sursele KNX în funcție de numărul de dispozitive KNX. Pe piață găsim surse de alimentare KNX de 160 de mAh, 320 de mAh, 640 și mai nou de 1280 de mAh. Știm faptul că un dispozitiv KNX în principiu consumă aproximativ 10 mAh, ceea ce ne ajută să dimensionăm relativ ușor consumul pe acea linie în funcție de numărul de echipamente. De exemplu, această sursă este de 640 de mAh și automat putem alimenta 64 de dispozitive fără probleme. Dar recomandarea mea este să verificați consumurile dispozitivelor, mai ales a touch-urilor cu ecran. Și acum să discutăm concret pe baza schemei unui apartament. Avem un apartament cu două camere. Se poate observa tabloul electric în care avem actuatoarele KNX și partea de siguranțe. Elementele de câmp KNX, touch-uri și senzori care vor trebui cablate. Se poate observa că pe linia 3 avem senzorul din hall, senzorul din baie. Pe linia 2 am plecat din tablou către acel touch de la intrare în cameră, din touch-ul de la intrare în cameră la senzor și din senzor către touch-urile de la paturi. Pe linia 1 la fel, avem un senzor în mijlocul livingului, din mijlocul livingului plecăm la touch-ul de la intrarea în apartament, de la acel touch la touch-ul din living și de la touch-ul din living la senzorul din bucătărie. Cam așa arată schematic vorbind cablarea sistemului KNX. Și în imaginea următoare putem vedea foarte clar schema bloc a sistemului KNX cu elementele de câmp. Acum că știm să proiectăm o linie KNX, ce facem în situația în care avem nevoie de mai mult de 256 de echipamente? Sau mai plauzibil, ce facem în situația în care avem un hotel cu 3 etaje, cu câte 10 camere pe etaj și avem nevoie ca toate informațiile din camere să ajungă la recepție? În situația aceasta este clar faptul că proiectul nostru de automatizare va avea nevoie de mai multe linii de comunicație proiectate să gestioneze un număr bine stabilit de camere. De exemplu, pe fiecare etaj putem gândi câte 2 linii de comunicație din considerente de redundanță și de optimizarea costurilor. Așadar, avem 3 etaje cu câte 2 linii KNX pe fiecare etaj. Cum le conectăm împreună pentru a putea centraliza informațiile la recepția hotelului? Răspunsul este, vom folosi o linie principală de comunicație numită Backbone, mai exact coloana principală a hotelului, care va interconecta toate liniile de pe etaje și care va crea, în acest caz, o arie. Această arie permite adăugarea maxim 15 linii de comunicație, iar această interconectare se realizează prin adăugarea unui dispozitiv pe nume Line Coupler sau cuplorul de linie. Pe lângă funcția lui principală de a prelua informațiile de pe linia pe care este conectat și de a le transmite mai departe pe linia Backbone, acest dispozitiv se poate programa și să limiteze anumite informații pe care nu le dorim a fi citite, spre exemplu, în recepția hotelului și astfel reducem traficul informațiilor. Dacă avem foarte multe dispozitive și foarte multe informații transmise în același moment, există posibilitatea încărcării linii principale și automat a apariției unor delay-uri. Dacă nu rezolvăm această problemă nici prin limitarea informațiilor transmise de pe linii pe Backbone, mai avem o soluție și anume tehnologia IP. Așadar, putem schimba line couplerele cu KNX IP routere și linia principală va fi înlocuită cu un switch. În acest caz, pe lângă cunoștințele de integrare a sistemului KNX, vom avea nevoie și de cunoștințe legate de crearea unei rețele private
care să gestioneze sistemul de automatizare KNX. Și ultima situație pe care o putem întâlni este doar în cazul clădirilor foarte mari, în care avem nevoie de mai multe arii. Dacă am discutat despre hotel, putem merge mai departe pe această idee și ne putem gândi la un alt corp de clădire care va reprezenta o nouă arie. În acest caz va fi nevoie de o nouă linie backbone care să interconecteze toate ariile. Sistemul KNX este capabil în acest caz să conecteze până la 15 arii. Unul dintre puținele proiecte din România în care se găsesc două arii KNX este hotelul DoubleTree by Hilton din Cluj-Napoca, proiect în care am fost și eu implicat și am ajutat la procesul de convertire și de automatizare. Dacă vrei să afli mai multe despre sistemul KNX, te aștept în secțiunea de comentarii, iar dacă ți-a plăcut acest video, abonează-te la canalul nostru de YouTube folosind butonul de subscribe. Până data viitoare, te aștept pe site-ul nostru smarthomesystems.ro sau pe pagina noastră de Instagram Smart Home România.